Neața alume? continuăm Naruto Shippuden cu episodul 100. 100 de episoade de Shippuden, mă. Suntem aici pe lac cu trei cozi care stătea în apă, niciun stres și a dat drumul la ceață. Ceață puternică de nu mai vedeai nimic. maru cu Guren pe câmp. Stăteau aici și -a pe câmp până ajunge ceața și la ei. Iar o ceață din asta de nu prea mai vedeai mare lucru. Tot pe marginea lacului, Kabuto, care zice Vai, dar ce putere impresionantă are bestia cu coadă. Se pare că metodele obișnuite nu funcționează, dar nu bai, nu-i bai mergem la următorul pas. Ăștia ai răi, ies de aici de pe sulemne. Ce faceți, mă? bă, suntem bine. <laughs> Se pare că a supraviețuit cu toții, ăștia lui Coroha, nu par să fie pe aici, a? dar ce a fost valul la masiv, mă, de neapălit? Abar n-am. Ce naiba face Guren cu ceilalți? A barnam. Dar cred că e mai bine să nu știm. Ce iese ăsta din apă? Gozu, ce famă n-ai mai murit? Nu, mă, nu. Unei Guren? Nu știu. Păi ar trebui să o găsești tu, mă, cu liliecii tăi? Nu mai merg liliecii. De când s-a dat ceață peste tot și apă peste tot, nu mai merg liliecii? lasă o că mă duc eu să o caut singur. A plecat singur ăsta, mă. o și el prin pădure, mă, ce naiba s-a întâmplat, cât de mult m-a împins valul ăla, oare copilul ăla o fi în regulă? Să fie vina mea că stă cu ăștia, că atunci a zis Naruto, bă, da, persoana aia de care zici tu că a avut grijă de tine când erai bolnav, da, cu ea trebuie să stai, la ea trebuie să mergi. A început să vină ceața și peste Naruto nu mai vedea nimic, dintr-o dată este prins în ghinjuțu. Zice, mă, cine ai bai asta? Fie ce putea să-i apară de șarpele de Orochimaru care îi zice, bă, tu nu te băga, Sasuke al meu. Bă, lasă-l pe Sasuke că am venit să-l iau acasă, n-auzi. Îți cum e faza asta? Se ducea Naruto la Orochimaru, nu vă neapărat să lăsați pe Sasuke să mai iasă pe afară. Nu, no. nu mai stă cu voi, gata, acum nu mă în casă. Și bineînțeles, era rocimarul care zicea, lasă bă, că Sasuke vrea să obțină putere de la mine, eu îi dau putere, el îmi dă corpul, l-am furat pe fraier, bă, nu, n -auz. Eu l-aduc pe Sasuke înapoi la noi în sat. Ce să aduci tu, mă, nu mai aduci nimic, gat. Ba da, mă, l-aduc, că acasă e acolo unde cineva se gândește la tine și eu mă gândesc la el. Sigur, sigur. E tu să fie rocimaru și a plecat cu nu să dea în el și l-oprește caca și ce fa și mă, vezi că dai în al omor cu Rasenganu. Alo, alo, Naruto, numai ce te-am găsit și ai luat-o razna. Pe, păi, dar era rocimară aici, mă. Nu e mă nici Orochimaru, că nu miros nimic. Hmm, să fi fost un ghinjuțu, mă. Apare și restul echipei, ce faceți, mă? Bine. Dar și nu le arată insectele. Bă, nu vi se pare că astea se învârt fără nicio direcție. Iară nu mai merge mirosul, iar nu mai poate să caute inamicul cu insectele. Și acum ce naiba facem? Bă, nu știu, dar cred că e din cauza ceței. Să poate că Naruto, uite, numai ce a fost prins într-o iluzie. Bă, Naruto, dar tu ai fost pe la ce s-a întâmplat acolo? Mă, era o broască din asta mare. Ce broască, mă? Tu vrei să zici că toată cea care a venea de la o broască? Da, mă, n -auzic. Dacă eu am văzut, era o broască mare. A făcut un val și mai mare. Gama când a văzut, o a zis că e trei cozi. Trei cozi, mă? Una din bestile cu coz. Da, da, da. Când te gândești că aproape mi-am dat seama ce vrei, Namiku, nu mi-am dat seama ce vrei, inamicu, zice caca și cum. Naiba să mă fi gândit că aici era o bestie cu coadă. Trebuie să ne retragem până nu ne acaparează ceața asta de tot. Analizăm ce am descoperit și facem un nou plan. Yukimaru stătea cu gure Guren și aducea aminte de când era ea mică. După aia de când vorbea cu Corocimaru. După aia de când a murit tipul asta, i-a picat sângele pe floare, s-a transformat în floare roșie și s-a trezit, mă. Gure, ce faci, mă? Ți-ai revenit? Wow, Maru era aici, mă. Da, în ultima oară m-am bătut cu trei cozi, mi-am pierdut cunoștința. Niciodată nu mi-aș imagina că trei cozi este atât de puternică. Curentul ăla cred că i-a spar pe ceilalți. Dacă Konoha vine după noi, aș vrea mă regrupez cu Rinji și cu ceilalți, dar pe ceața asta nu vezi nimic. Maru, ce s-a întâmplat cu trei cozi? Bă, nu știu. Dintr-o dată nu mai zice nimic, e pe mut. Dar mă bucur că te-ai trezit, Guren. I-am strigat de atâtea ori și cumva nu reușeam să te trezesc. Ei bine, Yukimaru, ai să mergem după ceilalți. Bă, aș merge, dar nu știu care e faza, nu mai am forță deloc. Iar la a febra pe ăsta, mă cu stârma bolnav. s Sai mergea cu Hinata cu brăbetele, ca să-și folosească asta, bia să vadă ce n-ai bai cu ceața. Că fiind singura care mai vede ceva pe aici, se întoarce înapoi la echipă, zic Hinata cum e. Băi, nu este o ceață obișnuită. E plină cu chakra. și acoperă tot la încolo de ceață. Asta înseamnă că trei cozi a făcut ceața aia, mă. Da, păi dacă e să ne luăm după ce a pățit Naruto, că cea care te face să halucinezi, e un fel de barieră. Atunci trebuie să plecăm de aici. Cum să plecăm, o zice Naruto? Că ăla e încă înăuntru. Care ăla, mă? Bă, Sakura, tu nu mai țin minte când ți-am zis atunci că am văzut pe cineva în pădure? E acolo, trebuie să-l salvăm, că el e om normal, nu e ninja ca noi. Naruto nu te poți lăsa să pleci. Păi de ce, mă? I ai văzut mai înainte cum mai halucina și era să-l pe Kiba cu Rasegaru. Nu te poți lăsa să iei razna iară. Dar ca și să ce facem mă? De când am plecat noi după ascunzătoarea lui Rocimar, uite-te până ajuns să răm. Bă, da, aveți dreptate. L-am trimis pe Pacun la Konoha să primi instrucțiuni noi. Bă, Pacun ăsta face numai drumuri, Pacun fan curier. Și până nu vine el, nu facem nimic. Ajunge Pacun la Hokage, i-a zis toate informațiile, Tsunade știa că cele trei cozi au dispărut după ultimul război. Nu s-a aștepta să apară aici. Rocimar s-a implicat în ceva masiv, și s-a disperat după bestiile cu coadă, s-ar putea să ajungem într-un mini război din ăsta între noi toți veni venind după bestile cu coadă, dar trebuie să facem cumva să luăm noi. Îi dă repede lui Shizu, o foaie, bă, fii atent, du-te și cheamă pe toți de pe lista asta, facem o altă echipă. Dă-le încolo, dacă n-a fost la echipe și întăriri, o grămadă. Iese Ino de la operație, o, oh, mulțumim pentru ajutorul acordat astăzi, nicio problemă, că îmi place, vede un brăbete. Tenten și cu Rogli erau legat cu sfoara, căci că să se sincronizeze ei mai bine. Aha, bun antrenament. Vă că Rogli juca cu asta în spate, niciun stres. Nu mai putea Tenten zicea, bă, gata, lasă-mă că mă în antrenamentul ăsta. Nu mă că eu mai pot, păi da, tu mai poți, dar iar mai putea săracă. Păi și zice, Gaili, care este scopul acestui antrenament? Păi ca să ne sincronizăm noi mai bine. Păi da, și ți se pare că ești în sincronizare cu Tenten? A, ah, da, tru. Hai să o luăm puțin mai moale. După ce se odihnește Tenten, -ten o să vă dau eu o lovitură cu taijuțul meu, fără să mă rețin deloc. Cea mai tare lovitură să o parați amândoi. Bun, meci. Spre norocul lor, apare un brăbete și la ăștia. Era clar, chemați de Hokage, trebuie să plece. Și acum s-a făcut echipa, că erau aici la birou. Voi merge să-l ajutați pe Kakashi și echipa. Trebuie neapărat să-l sigilăm pe trei cozi. Bineînțeles, ca să sigilezi o bestie cu coada, ai nevoie de control delicat al ceacrei. Și avea nevoie de ninja medical. Și ne pleacă cu ei, cu Ino, cu Sakura și Hinata care sunt deja acolo, numai bine, fac echipa de sigilare. Tenten -ten și Kuli în caz de bătaie să fie acolo. Bine atunci, așa a rămas, mergem pe le zice, aibă că vă duc eu înapoi să nu rămâneți în urmă. Acum Guren stătea ea și Yukimaru era pe jos. Mă, ce cu asta mă leșină toată ziua? E a doua oară când am grijă de el, oare să fi leșinat de la pastilele lui Kabuto? Nu trebuie să mai bat cu nimeni până își revine Yukimaru? Bă, și se trezește ăsta, zice, Guren mi a dat seama unde trebuie să mă întorc, mă, la tine. Tu ești casa mea. Naruto stătea pe stâncă, Sakura în spate lui, ce face ăsta mă, noi trebuia să stăm de gardă și el doarme. Se pune lângă el și zice Naruto, măi Sakura eu mă gândeam. La ce te gândeai tu, mă? Bă, eu mă gândeam, dar nu pot să-mi dau seama care este răspunsul. Când mă antrenam cu Gira, el mi-a zis mie că casa ta e unde cineva se gândește la tine. A să fie adevărat, mă, că uite, eu tot mă gândesc la Sasuke și nu mai vine acasă al naiba. Bă, da, zice Sakura, câteodată, indiferent de cât de mult te ai gândit la cineva, nu l ajung acele gânduri. Da, mă, dar și să renunți la el și să nu se mai gândească nimeni, rămâne singur. E trist, nici asta nu e bun. Atunci, știi ce? Indiferent de ce zice oricine, o să ne gândim la el și o să creăm un loc pe care îl poate numi casa și să Aduce mai aici. dă te încolo, ia. Na, planul Sakura. Ai dreptate, Sakura, nu putem renunța, mulțumesc de ajutor. Și acum n-a arătat la în pădure. Și așa s-a terminat episodul. O um, să duce nebunul, mă. Cred că o să duce după Yuki Maru, că pe Sasuke sigur nu-l găsește. Sau? Cam atât cu ăsta, Sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like, un sub, un comentariu, cum aștept foarte mult. Dacă vreți să vedeți reacții la anime-urile, găsiți pe Patreon, link este în descriere. Follow pe Instagram, TikTok și toate cele tot în descriere le găsiți și pe alea. Iar noi ne audem în fiecare seară de la 9 cu manga.